Pentru că aceste flori înseamnă mult pentru cei din Țurțureni. Păi, poate ele înseamnă mult pentru mine. Te-ai gândit la asta? Nu, nu m-am gândit. Mereu a fost un vis de-al meu să creez o floare vrăjită. Ani am lucrat în sera mea, până i-am dat puterea dorită. Putea străpunge chiar și gheața voiei să o privești mereu. Era superbă de neînvins, era exact cum sunt eu. Floare minunată, o creație de vis. Floare minunată, inima mea încălzit. Nu știam că tu ai creat ghiocelul? Nimeni nu știe, asta e problema. Creația mea, ea era o floare ce-ți ia răsuflarea. Conducători de peste tot s-ar fi bucurat când vedeau floarea. Dar într-o zi, chiar din senin, floarea a dispărut. Nu o petală sau o sămânță, și-am plâns până n-am mai putut. Grădinarul regal din Țurțureni a fost trimis să găsească o floare care să crească prin zăpadă. Oh, așa e, a găsit una, apoi a luat-o. Floarea minunată, luată când era un vulp. Floarea minunată, ce poftă de necrezut. Anual, când petreceri dau, nu fac măcar un anunț. Ei nici nu știu că le-am făcut flori.